Ora de Cultură cu Maria Bulat Zaharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga. Bun găsit, dragi radioascultători! Mă bucur să ne reauzim în cadrul emisiunii Ora de Cultură și sper mult ca subiectele propuse în ediția de azi să fie pe placul și în folosul dumneavoastră. E început de iulie și mi se pare firesc să nu uităm de ilustrul nostru domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt, prăznuit de Biserica Ortodoxă Română în ziua de 2 iulie, dar și de Mănăstirea Putna, lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești, supranumit de Mihai Eminescu Ierusalimul neamului românesc, dar care este totodată și locul de veci al apărătorului creștinătății, marele voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Vom consemna apoi 215 ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii, după care vom veni cu o noutate pentru dumneavoastră, o nouă premieră cu genericul Parlamentul sau Comisia de Anchetă de scriitorul Mirel Taloș, care a încheiat stagiunea 30-a a Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău și vom finaliza emisiunea cu un omagiu adus compozitorului Temistocle Popa, de la nașterea căruia s-au împlinit zilele trecute 100 de ani. Fără îndoială, nu va lipsi nici ilustrația muzicală a emisiunii, care sper să vă producă multă satisfacție estetică. Vă doresc audiție plăcută! Patrimoniul material și imaterial al României și Republicii Moldova. Stimate domnule academician Valeriu Matei, ieri s-au făcut 517 ani de la trecerea la cele veșnice a celui care a fost Ștefan cel Mare și Sfânt. Și am vrea să vorbim despre această mare personalitate care și în ziua de astăzi este un reper al nostru, un sprijin în lupta noastră pentru identitatea noastră, pentru dăinuirea noastră în lume. Da, Ștefan cel Mare și Sfânt, după canonizarea de către Biserica Ortodoxă Română, este una dintre cele mai mari figuri ale istoriei noastre, ale istoriei medievale românești. Sigur că el se identifică cu românitatea și cu aspirațiile de libertate și independență ale poporului român. Unii însă încearcă să-l folosească, așa zis și moldoveniști fundamentaliști, pentru a-și fundamenta teoria lor privind moldovenismul ca ceva separat, ceva opus românismului, și figura lui Ștefan cel Mare a ajuns să fie exploatată și de acești falsificatori ai istoriei noastre autentice, fiindcă Ștefan cel Mare a fost eminamente un exponent al românității, mama sa fiind, se știe, olteancă, fiind din țara românească, din Muntenia, și el fiind, dacă vreți, un produs al acestei alianțe care a fost permanentă între Moldova și țara românească Muntenia, un simbol, dacă vreți, al unității prânsă și nașterea sa. Dar având și relațiile pe care le-a avut cu Ardealul, cu Transilvania, chiar este o figură care întrupează idealul de unitate națională a celor trei state medievale românești. Să revenim însă la Ștefan cel Mare, cel autentic, care a fost unul dintre cei mai longevivi domnitori, a domnit timp de 47 de ani, cea mai lungă domnie din istoria medievală a tuturor țărilor românești.
Pe timpul său, Moldova se consolidează ca stat, Moldova așezată pe tipare administrative, teritoriale, pe timpul lui Alexandru cel Bun, dar pe timpul lui Ștefan cel Mare, care încapătă maximală sa extindere teritorială, este o perioadă de prosperare economică și de liniște socială, statul are o stabilitate internă, pentru că această domnie lungă, constantă, el își creează pe plan intern o bază a regimului său politic, axată pe ridicarea în rang a micilor boieri, a tinerilor provenind de mici familii boierești, care au merite militare, sunt loiali față de domn și sunt și în înrudire apropiate cu acesta, astfel consolidându-și baza sa politică, el a sprijinit foarte mult dezvoltarea răzășimii boieri țărani înstăriți, împroprietărind colective și împroprietărind opște de răzăși, în special urmarea războiilor și a bătăriilor pe care le poartă pe cei viteji, pe cei care se puneau cu trup și suflet în slujba țării, el a știut să-i ridice și să-i susțină. Acest lucru îi întărește baza socială, ridică și sprijină și alte categorii de țărani, îi împroprietărește cu pământ, astfel încât această clasă de mijloc, cum zicem noi, să ajungă a defini statutul și liniștea și echilibru în societate, fiind și baza economică a prosperării țării în acea perioadă. Dar în și ca politica, apărători până la urmă. Sigur, și apărătorii țării, ei pe o mână țineau plugul, cu alta țineau arma în permanență. Perioada domniei lui Ștefan și la chemarea domnitorului mergeau totdeauna să-și apere țara, fără nicio îndoială. Pe plan extern, el a reușit să ducă o politică foarte realistă pe liniile directorii. El susținea relații permanente bune cu țările vecine, cu țara românească, avut relații cu Hanatul Crimeei, care însă sub influența Imperiului Otoman a atacat, tatarii din Crimea au atacat în câteva rânduri Moldova, Hanatul lui Mengli Ghirei, considerat a fi cel mai puternic și mai vestit han al tătarilor din Crimea, din câți au existat vreodată, se știe că fiica lui Mengli Ghirei devine soția lui viitorului mare sultan otoman, Suleiman Magnificu. Și bineînțeles că Mengli Ghirei, însă Ștefan a căutat să păstreze și un echilibru, face o politică de alianțe pentru a rezista acestei expansiuni a Imperiului Otoman, încheie alianțe, apoi se pomenește în beligeranță cu regatul Poloniei și cu regatul Ungariei, care tindeau să aibă o poziție hegemonică față de Moldova și cu care Ștefan nu se prea împăca. Încearcă să creeze alianțe internaționale împotriva turcilor, trimițând soli la papa de la Roma, la Republicii de la Veneția, a celor așregate al Ungariei și al Poloniei, să trimită în Cehia și chiar în Persia să găsească alianță împotriva Imperiului Otoman. Nu toate aceste alianțe se constituie, nu îi sunt, din păcate, demersurile toate favorabile, nu se încheie cu încheierea și unor tratate de alianță, dar el în plan militar reușește să stăvilească, sigur, expansiunile Imperiului Otoman, incursiunile tătarilor din Crimeea, atacurile venite din partea regatului Poloniei sau al regatului Ungariei, constituie un sistem de fortificații, întărește vechile cetăți de la granițele țării, construiește și dezvoltă această rețea de cetăți de apărare, care cuprindeau cetățile, cea de Scaun, Suceava, cetatea Neamțului, cetatea Crăciunii, cetatea Chiliei, pe care o incorporează în țara Moldovei, cetatea Albă, pe care o apără și pe care o pierde, din păcate, în 1484, urmare unui asediu și a unei trădări, cetatea Tighinii, cetatea Orheiului, cetatea Lăpușnii, cetatea Hotinului. Toate acestea sunt puncte de apărare, la care mai adăugăm și Țețena, cetatea de la Cernăuțu de astăzi. Iar a doua direcție a fost crearea unei armate moderne, cu o componență permanentă, profesionistă și semiprofesionistă, dar și cu o componentă de masă, de armată populară, formată din corpuri de rezăși, înarmați alte categorii de țărani care slujeau în cadrul campaniilor militare. El a dus peste 40 de războaie sau bătălii în timpul domniei sale, lucrurile sunt foarte clare, marea lor majoritate au fost victorioase pentru el, cele mai semnificative fiind victoria de la Baia asupra regelui Ungariei,
fiind regele Ungariei Matei Corvin, cel mai vestit rege al Ungariei, regatul ungar medieval, victoria de la Lipnic împotriva tătarilor din Crimea, tătarilor lui Menghel-Ghirei, în 1469. Victoria reportată în bătălia de la Codrii Cosminul asupra regelui polonez Ioan Albert, care invadase Moldova în 1497. Cel mai mare succes însă l-au reprezentat victoriile sale zdrobitoare asupra Imperiului Otoman în bătălia de la Vaslui sau bătălia de la Podul Înalt asupra unei puternice armate otomane conduse de Soliman Pașa Beylerbegul Rumeli la 10 ianuarie 1475. În urma acestei bătălii, Mahomed al II-lea vine personal în expediție împotriva Moldovei și se încheie cu înfrângerea armatei Moldovei în bătălia de la Valea Albă de la Războieni. Dar Ștefan, cu toate acestea, țara nu se închină Imperiului Otoman, el acceptă temporar suzeranitatea Imperiului Otoman, obținând condiții foarte bune pentru Moldova, în schimbul unui tribut anual numai modic, țara își păstrează intacte instituțiile, autonomia politică internă și politica externă pe care Ștefan continuă să-și o ducă așa cum consideră el util și necesar pentru țara Moldovei. Perioada de domnia lui Ștefan cel Mare este și perioada de înflorire a culturii noastre medievale, secolul XV fiind un secol în care se ctitoresc și perioada lui Ștefan cel Mare, cele mai multe mănăstiri și biserici și în Moldova și în țara românească și în Transilvania, iar Moldova, alături de țara românească, ajunge unul din marii protectori ai muntelui Atos, unde construiește și întărește mănăstiri, face donații foarte mari. Pentru toate aceste merite, el a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română la 20 iunie 1992. Ștefan a contribuit la crearea cronicilor noastre medievale, a unor cărți bisericești frumos ilustrate, tetraevangheliere și psaltiri și așa mai departe. A știut să-și întărească, spuneam, statul prin alianțele pe care le face și prin căsătorile sale cu Eudochia, fiica marelui cneaz al Chievului, cu Maria de Mangop, din familia paleologilor bizantini. Ea se păstrea încă la Mangop, capitala Imperiului Bizantin, după luarea în 1453 a Constantinopolului de către turci. Maria era fiica ultimului împărat al Imperiului Bizantin. Prin căsătoria sa cu Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos, domnitorul țării românești Muntenia, a avut 7 copii din aceste căsătorii ale sale. În 1497 el și-l asociază la domnie pe fiul său cel mai mare, Bogdan al III-lea, care își va succede la tron pentru a păstra cât de cât un echilibru în țară și o continuitate. Ștefan cel Mare moare la 2 iulie 1504, fiind înmormântat cu voce și plânse de toată țara la mănăstirea Putna pe care el o ctitorise. Bijuteria sa din această salbă de bijuterii ale noastre de arhitectură de secol XIV-XV și Putna îi devine locul de veci și loc simbolic de pelerinaj pentru toți românii. Știm că și generația lui Mihai Eminescu a avut această obsesie a Putnei, noi ei organizând, e Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Ioan Slavici, toți colegii lor de generație, mare sărbătoare de la Putna ca un eveniment menit să contribuie la redeșteptarea națională a românilor la finele secolului al XIX. Să mai spunem că lui Ștefan cel Mare, papa de la Roma, i-a zis atletul lui Dumnezeu și mi se pare foarte potrivit să vorbim acum despre mănăstirea Putna, drept continuare a acestui subiect pe care l-am tratat până acum. Ca să completăm acest eveniment, noastră, da. 517 ani de la trecerea în eternitate a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, sigur vom vorbi în cadrul acestei rubrici, patrimoniu material și imaterial al României și Republicii Moldova, despre această vestită ctitorie a Marelui Domnitor, mănăstirea Putna, de care sunt legate și atâtea legende. În general și la noi, ca și în Occident, secolul XV eminamente a trecut în domeniul legendelor și miturilor. Nu știu de ce, pe unii
oameni, ei supără aceste lucruri. De ce nu îi supără, de pildă, că și domnitorii mai timpurii, cum e Carol cel Mare, a trecut în domeniul mitologiei, sigur că de multă vreme, la fel ca și secolul al XV-lea, un secol foarte interesant și foarte divers din punct de vedere istoric, de pildă bătălia de la Lepanto, deja de la început de secolul XVI, e un temă de mit și o temă de creații artistice, de foarte multe fabulații. Nu trebuie să ne mire că unele figuri devin figuri de legendă, pentru că ei e vorba lui Sigismund de Herberstein, care face o călătorie și trece și prin țara Moldovei în 1517. El primul consemnează că în popor lui Ștefan cel Mare, domnitorul despre care amintește și dă un caz frumos, zice Ștefan ar fi zis, uite eu lupt an de an ca să mențin fruntarele țării, nu doar să le extind, dar să le mențin, iar Ivan al III nu face nimic, doarme acasă și frontierele țării lui se lărgesc, ar fi spus. Dar el tot menționează, Sigismund de Herberstein, în această călătorie spre Moscovia, că lui Ștefan cel Mare, pentru faptele sale, pentru tot ce a făcut, tot ce a construit, a ctitorit, în popor se zice Ștefan cel Mare și Sfânt, deja la 1517, cu câte secole înainte ca Ștefan să fi fost canonizat. Acest celebru lăcaș este ctitorit de Ștefan cel Mare și această ctitorie începe la 9 ani de la venirea sa pe scaunul țării Moldovei în 1466. Timp de 3 ani și jumătate durează construcția unei mănăstiri într-un stil dintre cele mai elevate, cu aceste ghirlande arhitecturale ale bisericii principale, sigur, a clădirilor și chiliilor monahale. Și la 3 septembrie 1469, în prezența lui Ștefan cel Mare, mitropolitul teoctist al Moldovei oficia slujba de sfințire a mănăstirii Putna, acest mitropolit fiind și el înmormântat aici la 1478 în pridvorul mănăstirii. Fortificațiile mănăstirii, concepute și ca o cetate în caz de atac asupra țării Moldovei, sunt încheiate către 1481. Biserica devine una dintre cele mai frumoase și mai încăpătoare și la Putna se făceau slujbe mari de sărbătorile Ortodoxiei, de sărbătorile de referință. Mănăstirea este devastată în secolul XVII, prima dată de oștirile lui Timuș Khmelnitski. Fiul lui Bogdan Khmelnitski îmi face incursiuni cu cazacea lui în teritoriul Moldovei. Lucrările de reconstrucție atunci sunt făcute de domnitorul Vasile Lucu, încheiate la 1453, continuate apoi și de Gheorghe Ștefan, domnitorul Moldovei, între 1653-1658. Apoi, acele pagube sunt definitiv lichidate de Eustrate Dabija Voda, deja către anul 1662. Mănăstirea suportă modificări și pe timpul lui Iacov Putneanu, în secolul XVIII, tot ce era vetust, vechi, se repară între anii 1756-1760, iar în 1902 se face acoperișul după planurile arhitecturilor Karl Romstorfer și mai recent aceste acoperișe sunt înnoite între 1961-1975, dar mănăstirea își păstrează în întregime aspectul de pe vremea ctitorului său Ștefan cel Mare și Sfânt, loc de pelerinaj, loc de desfășurare unor mari evenimente, pentru că Putna predispune la aceasta și prin istorie încărcată de semnificații, de legende, cum și-a ales Ștefan locul, cum a tras cu arcul, cum a ales locul altarului bisericii în locul unde a căzut săgeata, sigur că da. Și toată această arhitectură deosebită în salba aceasta de mănăstiri celebre, cum sunt Moldovița, Sucevița, Voronețul, Dragomirna de mai târziu toate, Putna își are un loc aparte, loc sacru, loc de referință. Poetul Mihai Eminescu, Ioan Slavici sau marele nostru compozitor Ciprian Porumbescu, toți fac mare sărbătoare la Putna, de care îndeamnă la 1871, atunci când toată Bucovina era ocupată de Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Habsburgic devenit Imperiul Austro-Ungar, și toate aceste evenimente marchează și istoria mănăstirii. Se construiește mai târziu un turn care se va numi Turnul Mihai Eminescu, în amintirea poetului nostru național. Paraclisul principal rămâne așa cum a fost și la ctitorire a Sfinților Apostol Petru și Pavel. Se zice că Iacob Putneanu a făcut aici modificări și
construcția poartă amprentele sale, se regăsesc la Putna întreaga noastră istorie veche și colecția de carte a mănăstirii Putna, de manuscrise din timpul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, de cărți vechi, sunt un loc de referință pentru istoria culturii și civilizației românești. Oricine dorește să se facă realizeze cu istoria lui Ștefan cel Mare, cu istoria noastră veche, trebuie să meargă la Putna. Zicea poetul Adrian Păunescu, luați-vă prunci în bațe, cape strategice, arme, haideți cu toții la Putna, unde Maria sa doarme. Așadar, mergeți cu toții la Putna. Și ascultăm și acest cântec. Luați-vă în brațe, copii, cape strategice, arme, haideți cu toții la Putna, unde Maria sa doarme. Doamne, a toată Moldova, nu te-am făcut de rușine, sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Înconjurându-ți mormântul, Ștefane, Ștefan cel Mare, reînviază o clipă, că ți-am adus închinare. Tot ce ai visat o să fie, precum lăsat-o ne-ai slova, casă a dacilor liberi, este și fiva Moldova. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Suntem aici toți plăieșii, iar un poet mai îngână, tragic din clopotul Putnei, tainica doină română. Înnoită putere, neamul întreg să tresară, de la mormântul lui Ștefan, să ne luptăm pentru țară. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Doamne, jurăm lângă cripta care în piatră te leagă, că vom păstra peste veacuri patria noastră întreagă. Luați-vă în brațe, copii, dați-le sfânta poveste, cum că mormântul lui Ștefan
leagăn al neamului este. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fii, că vremea în lume e grea. Dicționar cultural. Domnule Matei, suntem la rubrica noastră Dicționar Cultural și mâine, 4 iulie, se fac 215 ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. Este Ziua Națională a Statelor Unite. Ce putem spune la această temă? La această temă putem spune că la 4 iulie anul domnului 1776, Statele Unite ale Americii adoptau Declarația de Independență a acestor state față de regatul Marii Britanii. Era un eveniment care survenea logic după toată dezvoltarea acestor colonii britanice și care căpătaseră un nivel de dezvoltare economică mult mai alert decât în țările europene, iar această populație, care nu erau toți englezi, erau englezi, erau irlandezi, erau suedezi, erau și români. Cam din deci populația lumea. Din toată lumea adunată acolo avea aspirații de a se dezvolta, de a putea să aibă legi care să le convină acestei furtunoase dezvoltări economice, extinderii teritoriale către vest, așa, și sigur că acele clauze ale coloniilor deveneau stânjenitoare, pornește acel război de independență cu fosta colonie, care nu se împacă cu a recunoaște pașnic dreptul acestor teritorii foarte îndepărtate pe atunci, de dincolo de ocean, de a-și avea independență. Această independență e obținută pe calea armelor. Reprezentanții convocați, le zicem astăzi, deputați parlamentari, adoptă solemn această declarație de independență, care stă și la baza Constituției Statelor Unite ale Americii și de atunci încoace este sărbătorită ca zi a independenței, zi a adoptării declarației de independență, se asociază cu serbări, cu focuri de artificii, cu parade, evenimente private, care sărbătoresc întreaga istorie, tradițiile deja constituite ale Statelor Unite și e Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii, prilej cu care le adres tuturor americanilor felicitări și celor care locuiesc în România, în Republica Moldova, le dorim sănătate și succes și ne bucurăm împreună cu ei. Să mai spunem doar că atât de bine a fost făcută acea declarație de independență că aproape și-a păstrat identitatea de atunci. Thomas Jefferson și colegii săi echipă, sigur, au făcut un document fundamental, bine argumentat. Modificările în Constituția Statelor Unite au fost făcute, însă ele comportă o procedură foarte complexă și complicată și așa trebuie să fie. Deci principiile de bază au stabilitate. Aceasta și-a dus la consolidarea internă a Statelor Unite, la liniște socială și prosperare economică, pentru că regulile de joc sunt foarte clare, sunt constante și stabile. Dicționar cultural. Domnule Matei, sâmbătă trecută, pe data de 26, a avut loc un eveniment la Teatrul Satiricus din Chișinău, care și-a încheiat stagiunea cu numărul 30, cu o premieră care mi s-a părut foarte interesantă, Parlamentul și Comisia de Anchetă. Autorul acestei piese este domnul Mirel Taloș. La Mirel Taloș s-a afirmat deja cu 3 romane, colecționarul de nuduri, undeva în Transilvania și Strania istoria unui pian, sunt 3 romane prin care s-a impus și în atenția publicului cititor din România și a celui din Republica Moldova. Și iată-l acum debutând în calitate de dramaturg, având și o experiență de parlamentar de vreo 8 ani de zile, vine cu întoiul unei campanii electorale, cu o premieră care s-a bucurat de interesul publicului, Parlamentul sau Comisia de Anchetă.
E o istorie bizară și frumoasă din întâmplările câte mai există și până astăzi, felul și modul cum unii aflați în funcții oficiale de stat sau administrative percep umorul, ironia și mai ales caricatura în propria lor adresă. Și a găsit niște situații foarte hazlie, foarte deocheate, ca să zic așa, care și constituie acest, subiectul acestei intrigi parlamentare, când, într-adevăr, cei aleși de popor se cred îndrituiți să discute orice temă, orice problemă, să pună la punct pe toată lumea și mai ales încearcă să-i pună la punct pe artiști, ei fiind în vorbe adepții abolirii cenzurii, de fapt vor să o instituie pe alte căi și în loc să editeze un album de caricatură, ajung să creeze o comisie de anchetă asupra caricaturiștilor, care le fac chiar propriile lor portrete și portrete cu care protagoniștii nu sunt de acord, crezând că ei trebuie să arate leit ca Ștefan cel Mare sau ca Vlad Țepeș, ca Mihail Cogălnicianu sau Alexandru Ioan Cuza, cu nimic mai prejos, dar dimensiunea faptelor lor este cu totul alta decât cea care a fost a marilor noștri înaintași și de aici survine tot hazul în această piesă, pigmentată cu expresii memorabile, cu metafore care țintesc exact în miezul unor vicii care marchează și organele elective din foarte îndelungata noastră perioadă de tranziție spre normalitate. A fost un spectacol interesant, un spectacol gustat de public, cu reacție la obiect și echipa teatrului Satiricus, pigmentându-l cu cântece, cu imnuri, e și imnul caricaturiștilor și al parlamentarilor și cu alte lucruri adiacente, au făcut chiar un spectacol dinamic, un spectacol pe gustul publicului, care e și dulce, dar și foarte amar, dacă te gândești la sensul evenimentelor care se produc și la comportamentul inadecvat a celor meniți să ne reprezinte în organul suprem de stat al unei țări, al unei națiuni. Ar fi de spus că se pune problema dispariției caricaturii în genera comediei, a umorului, dar în timp ce... Și până la urmă, dispariției bunului simț. Și caricatura e o realitate. Sigur că da, iar realitatea e caricaturală. Da. Vă mulțumesc! În continuare, vă propun un scurt interviu realizat pe urme fierbinți imediat după spectacol cu autorul piesei, Parlamentul sau Comisia de Anchetă, scriitorul Mirel Taloș. Stimate domnule Mirel Taloș, trebuie să vă spun că mi-ați creat o mare problemă în această seară. Pe tot parcursul spectacolului încercam să-mi amintesc un nume de caricaturist și nici de cum nu am reușit. Un nume din zilele noastre, din actualitate și nici de cum nu am reușit. Asta e o problemă, vedeți? Faptul că nu vă amintiți înseamnă că au dispărut caricaturiștii. În România mai sunt 1, 2, 3, Popa Popasie, cel mai cunoscut, care locuiește în Timișoara. Dar faptul că dumneavoastră nu vă amintiți nume, înseamnă că ei nu mai sunt activi, nu mai există activ această profesie. Cred că ăsta este mesajul cel mai important al piesei mele. Umorul este oarecum boicotat de către societatea contemporană care, din cauza a ceea ce se numește îndeopște corectitudinea politică, este inhibat. Vedeți că nu pare politic corect să glumești despre o clasă socială, nu pare politic corect să glumești despre o etnie, despre o minoritate sexuală și așa mai departe. La noi poate nici nu e atât de gravă această problemă cât este în societățile mai dezvoltate, cum este în America, unde se pune serios problema faptului că umorul a ajuns practic să fie interzis. Deci, piesa mea care se numește Comisia de Anchetă, cu numele dat de mine, domnul Grecu, i-a dat un supranume Parlamentul, pune această problemă a situației umorului în societatea actuală. Cât de mult suferă el pentru că nu mai este permis așa cum era. Și mai ales că cei ce înțelegem din finalul piesei dumneavoastră, de fapt, societatea a devenit o caricatură. Asta e, da. Și acest lucru este la fel de valabil și în celelalte societăți mai dezvoltate decât a noastră. Figurile publice din ce în ce mai mult par niște caricaturi, astfel încât realitatea însăși târnește umorul. Nu mai e nevoie de umor. Pur și simplu, cum spune unul din personaje, deschizi televizorul și asiști la un spectacol de umor. Nu mai e nevoie ca cineva, prin limbajul umoristic, să transforme realitatea în umor.
realitatea este un umor, dar mesajul mai profund al piesei mele este până unde această realitate umoristică din jurul nostru putem să o asimilăm doar ca umor și nu ca o tragedie, totuși. Se poate transforma cu adevărat. E pur și simplu o tragedie. Chiar Dostoevski pune deseori această problemă a delimitării foarte vagi uneori între tragedie și comedie. Faptul că în jurul nostru vedem atâtea figuri caricaturale, este comedie sau tragedie? Este și comedie și tragedie. Și tragedie, dar s-ar putea transforma mai mult în tragedie, pentru că dacă nu vom mai vedea neajunsurile umane, e destul de trist. Umorul a fost o componentă importantă a oricărei culturi. În seara asta am asistat probabil la o premieră dublă sau două premiere, cum să le zicem, dumneavoastră în calitate de dramaturg, după cât înțeleg, și premiera teatrului Satiricus. Vreau să vă întreb, cum ați ajuns dumneavoastră să faceți dramaturgie, pentru că sunteți cunoscut ca romancier. Și adevăr, am publicat până acum doar proză, romane, proză, reviste literare. Cele trei romane care, după câte am văzut, se bucură de succes. Unul din ele, undeva în Transilvania. Undeva în Transilvania, care este un roman despre deportarea evreilor din Transilvania de Nord la Auschwitz, a fost dramatizat la Teatrul Național Radiofonic din București de către un grup excepțional de artiști sub regia domnului Hadârcă de la Teatrul Național Mihai Eminescu. A jucat în acea piesă Ion Caramitru, Maia Mordenstern și alți actori importanți. Vă mărturisesc că scrierea acestei comedii a fost o idee care mi-a venit foarte spontan, pentru că uitându-mă la televizor la o emisiune în România, mai mult decât în Republica Moldova, se practică aceste televiziuni de dezbatere politică la nesfârșit. O dezbatere goală, sterilă. Se discută. Exact ca în comisiile astea pe care le-ați văzut în piesa mea. Și nu se trag concluzii, nu rezultă niciun curs de acțiune, nu se întâmplă nimic. Totul este steril. Și atunci mi-am dat seama că aș putea combina această vedere a realității cu experiența mea proprie de parlamentar și de politician, ca să scriu o satiră, să-i zicem, în care să ridic această problemă a faptului că realitatea din jurul nostru s-a transformat într-un umor sinistru. V-ați confruntat cu asemenea situație fiind între legislaturi, am înțeles, parlamentar? Da. Sunt niște stereotipuri, nu? Comisia parlamentară care nu are quorum. E ceva ce întâlnești atât de des. Și parlamentul este ineficient pentru că de foarte multe ori comisiile nu se țin pentru că n-au quorum, pentru că parlamentarii nu ajung la ședințe, exact ca și în comedia mea, nu? Ședințele care nu se soldează cu soluții, cu decizii, de niciun fel. Faptul că parlamentul abordează probleme care nu sunt importante, nu vin dinspre societate, nu răspund unor nevoi reale, pare rupt uneori de realitate și discută probleme care n-au contact real cu realitatea. Sau invers, nu discută problemele reale ale societății. Toate astea, sigur că le știu din interior, să zic, ca parlamentar, am fost 9 ani deputat. Mi se pare că chiar și foarte reușit le-ați scos în evidență. Ați văzut și sala a râs foarte mult la anumite momente, pentru că le-am recunoscut și asta deja. Sunt niște stereotipuri. Nu numai în România și în Republica Moldova, în orice... Cum s-a născut această idee, anume în felul ăsta? Pentru că diferă ceea ce ați făcut până acum în literatură, când e vorba de scris. Da. Diferă, înțeleg? Eu am scris foarte diferit. Unii critici literari consideră că este un scriitor bun sau mai bun cel care scrie diferit de la o carte la alta. Și smâșania poveste a unui pian diferită față de... Undeva în Transilvania, cu totul altceva. Și față de romanul meu de debut, Colecționarul de Nuduri, care a primit premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut. Și acum iarăși am intrat, nu numai că am intrat într-un alt domeniu al scrisului, dramaturgia, dar am intrat și într-un alt domeniu ca temă. Parlamentul, politica, societatea actuală, situația umorului. Ideile mie de scris, ideile îmi vin sporadic. V-am spus, eram în fața unui televizor, am văzut un spectacol care mi s-a părut grotesc, o dezbatere politică și mi-am zis, hai să o imortalizăm. Televizorul poate fi sursă de inspirație. Da, evident, tot ce vezi în jurul tău. Dar am zis să o imortalizez pentru că, de fapt, piesa asta, să știți, cum puneți dumneavoastră acum telefonul, e o copie a ce se întâmplă în realitate. Și Caragiale a transpus în scris lucruri care se întâmplau în jurul lui. Era un observator foarte bun. De care râdem și azi. Da, sunt niște tipologii. S-a râs mult și în acest spectacol, sala reacționa. De unde v-a venit această idee să montați acest spectacol la nume la Chișinău? Eu l-am consultat pe domnul Sandu Grecu, pentru că îl consider un maestru al umorului, într-o formă incipientă a acestei comedii. El mi-a spus că ideea de bază e foarte bună, mi-a sugerat cum ar trebui să decurgă. Deci
vizual vedea. Da, cum, da, da, bineînțeles, avea experiența regizorului a scenei, cum arată. Și atunci, practic, cum am spus și în final, a fost o scriere comună. Am scris cumva sub îndrumarea dânsului, pentru că el vedea punerea în scenă. Și când am terminat-o, mi-a cerut exclusivitate pentru Republica Moldova, lucru cu care am fost de acord de vreme ce era coautor. Intenționați să o montați și în România? Că am văzut mi-ar plăcea aici să fie montat. Da, aici era chiar și localizat cumva. Domnul Grecu a actualizat-o și a localizat-o, da, ca să fie mai relevantă pentru spațiul cultural și politic. Ar putea cineva să o localizeze și la București? Deci, bineînțeles, ea e textul original, e făcut pentru București. Textul original e făcut pentru București. Mă gândesc că va atrage atenția unei trupe de comedie de la București, pentru că este extrem de actuală. Ați publicat cumva piesa deja? Nu, n-am publicat piesa. Încă nu ați publicat. Nu, dar ea e scrisă acum în ultimele 2-3 luni. Și a fost ambiția domnului Sandu Grecu, pentru care mulțumesc, să o monteze și să facă o avanpremieră acum, chiar în ultimul spectacol al stadionului. Cum apreciați? Mi-a plăcut foarte mult montarea. Mi-a plăcut foarte mult montarea. Apreciez foarte mult scenografia. Rolurile cele mai importante au fost bine jucate. Nu m-am gândit, a fost ideea domnului Sandu Grecu la momentele muzicale. Da, tocmai asta vroiam să vă întreb și eu. Nu, n-a fost ideea mea. Domnul Sandu Grecu mi-a cerut câteva pasaje să le transform în versuri. Cuplete, da. Da, iar dânsul a comandat muzică aici, pe plan local. Și cred că face palpitant. Da, scenele muzicale animă spectacolul. Da, am văzut și... Da, și adaugă și umor. Adaugă și umor și publicul tresalt așa la toate astea, că se bătea din palme. Animă, bătea, da, animă, da, da. Ați și urmărit cum se montează? Sau cum am fost la prima repetiție, care era o lectură, era incipientă. Actorii nu știau încă rolurile pe de rost, citeau pur și simplu și am fost ieri la ultima repetiție. Prima repetiție era fără niciun fel de scenografie. Acum, evident, spectacolul are o scenografie care probabil că va rămâne în linii mari. Scenografie pe care o apreciez foarte mult, ideea de a pune în dublu plan figurile istorice cu care politicienilor noștri le-ar plăcea să se confunde cu realitatea de pe verso, da. Este genial. Le-ar plăcea, dar nu se întâmplă. Da, le-ar plăcea, dar nu se întâmplă. Da, și fiecare politician s-ar vrea un Napoleon. Da, e bună și ghilotina asta care da, e cu Siscu. Omorârea. Da, 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 ca și cum așa e. Ghilotina. Da, mi-a părut reușit. Da, într-un spectacol foarte reușit. Sper, vedeți ca public. O continuare, să zicem, a dramaturgiei dumneavoastră? Da, lucrez la o adaptare pentru scena romanului meu Strania, Povestea unui pian. Am citit un fragment, dramatic. E un text foarte dramatic. Căutat, mi-a trezit interesul, îl voi căuta neapărat, îl puteți face ca spectacol, da, ca piesă. Da, pot să-l adaptez. Acela e un spectacol dramatic, de un dramatism. Da, e vorba de... De o confruntare artistică între doi pianiști care se urăsc de moarte, fiecare vrea anihilarea celuilalt, mai mult decât impunerea pe primul loc, vrea anihilarea. E un lucru care se întâmplă deseori în lumea artei. Se întâmplă, da, da. Temă foarte bună și incitantă. E vorba iarăși de creație de multe, de toate, de cultură până la urmă. Da. Fraza asta, cultura e cultura. Cultura e cultura. Da, da. De, e o, chiar o mostră de înțelepciune politică. Pe da, care ar trebui să memorăm cu toți. Da, și care se întâmplă, de fapt, și care ne-o demonstrează în fiecare zi, am putea spune, politicienii. Domnule Mirel Taloș, felicitări cu această premieră, cât mai multe teatre spectacol. Să joace mulțumesc. Această piesă a dumneavoastră. La Chișinău neapărat va continua deja în noua sezonă. E un teatru care montează piese foarte bune, montează piese contemporane, are o trupă foarte bună de actori și mai ales are un public constant. Până la urmă, în sală te uiți. Acolo e semnul. Dacă faci lucrurile bine sau nu în teatru, semnul ți-l dă sala. Da, asta e sala de sala a dat un semn bun azi, ceea ce m-a liniștit, pentru că vă mărturisesc că am intrat cu emoții. Am reacționat chiar și personal, dar și sala a reacționat. Felicitări încă o dată și Doamne ajută pentru mai departe. Mulțumesc mult, mulțumesc. Străiți. Dicționar cultural. Domnule Matei, cred că puțină lume din acea perioadă nu a auzit despre Temistocle Popa. Acum, la 27 iunie, s-au împlinit 100 de ani de la nașterea acestui compozitor care ne-a lăsat șlagăre, la care trebuie să spunem că ne saltă inima și acum când le ascultăm. Da, la 27 iunie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea acestui
ilustru gălățean, ilustru muzician, absolvent al Conservatorului din București în 1939, care face un șir de stagii de perfecționare la Uniunea Compozitorilor și Muzicienilor și devine instrumentist încă din 1943, cânta la flaut și la saxofon în diverse orchestre de teatru muzical, la Atlantic, era un teatru care a dispărut în 1947, la Hambra, un teatru care a existat până în 1949, la Teatru de Estradă București și la Orchestra de Jazz București. A fost și un jazzman foarte cunoscut în epocă. Debutează în calitate de compozitor la începutul anilor 60. Prima sa compoziție cunoscută, melodia Lalele, Lalele, frumoasele mele, Lalele, care devine un șlagăr, interpretarea inegalabilului Luigi Ionescu și pe care îl cântam și noi că din copilăria noastră. El devine nelipsit de pe afișele Festivalului Internațional de la Mamaia. A cucerit aproape toate premiile posibile. Temistocle Popa devine în scurtă vreme compozitorul de largă audiență națională. Nu ocorește nici cântecul pentru copii, nici cântecul pentru coruri și înscrie numele în rândul creatorilor de mare popularitate din deceniile 7-8 în muzica românească. Face și muzică pentru spectacole de teatru, face muzică simfonică, muzică de film, cum mai colaborează cu mai mulți regizori, spuneam și muzica corală pentru copii, muzică ușoară, colaborează cu majoritatea interpreților și interpretelor celebre în deceniile 7-8 și 9. Rămân în memoria noastră cântecele lui, chitare interpretată de Dan Spătaru, cunoaștem cu toții, trecea fanfara militară, tot de Dan Spătaru, Gioconda se mărită, Ștefan Bănică, tatăl, nu fiu, astă seară m-am îndrăgostit, Adrian Romcescu, Margareta Păslaru interpretează cântecele, sigur. O și descoperă pe Margareta Păslaru. Da, el o promovează, creează cântece special pentru ea, o serie întreagă de melodii. La gala premiilor muzicale Radio România Actualități în 2008, Temistocle Popa e cel care se învrednicește de titlul de premiu de excelență pentru întreaga sa activitate muzicală pusă în slujba Radio România. A fost decorat cu Ordinul Național Serviciu Credincios în Gard de Cavaler, în semn de apreciere a întregii sale activități și, din păcate, trece la cele veșnice la 26 noiembrie 2013 la București, lăsându-ne acest patrimoniu, această zestră spirituală, muzica sa, inegalabilă până astăzi. Să încercăm să ascultăm și noi câteva mostre de șlagăre în cadrul emisiunii noastre, atât cât ne permite timpul. O, Doamne ajută! Lalele, lalele, frumoasele mele, lalele, cât îndrăgesc aceste flori cu chipurile multe culori. Lalele, lalele, spiroasele mele, lalele, ei vorbiți în locul meu și spuneți ce-aș vrea să spun eu. Eram ce ați trezit în orice îndrăgostit și lume câte graiu, petalele au vorbit, iar roșu flăcăra, ce cură fi l-au dat, în clipa când v-au sărutat. Lalele, lalele, frumoase ca visele mele, suntem uniți și fericiți, lalele, lalele, floriți. Lalele, lalele, frumoasele mele, lalele, cât îndrăgesc aceste flori cu chipurile multe culori. Lalele, lalele, sfioasele mele, lalele, ei vorbiți în locul meu și spuneți ce-aș vrea să spun eu. Speranțe-a trezit în orice îndrăgostit și în lume câte graiuri petalele au vorbit, iar roșu-n flăcăra, ce cură vi l-au dat în clipa când au sărutat. Lalele, lalele, frumoase ca visele mele, se
fericit. La lele, la lele, florit. La lele, la lele, florit. Avea un zâmbet un mister și atunci când au zărit-o, băieții toți din cartier Giocondă au poreclit-o. Și iată că într-o bună zi, la fel ca într-o poveste, un făt frumos spre a veni și se porni o veste. Gioconda se mărită, e nuntă în cartier, mireasa-i fericită, o floare prinsă-n păr. Gioconda se mărită, e nuntă în cartier, dar cine e alesul rămâne un mister. La 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 la. O floare gingașe părea izvor de tinerețe, și te uimea văzând în ea atâta frumusețe. Ea tuturora le zâmbea cu inima deschisă, dar un secret tot ascundea, moderna Mona Lisa. Gioconda se mărită, e nuntă în cartier, mireasa-i fericită, o floare prinsă-n păr. Gioconda se mărită, e nuntă în cartier, dar cine e alesul rămâne un mister. La 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 la. Băieții care o priveau de-atâtea ori pe stradă, va uneori chiar încercau să-i cânte o serenadă. S-au strâns la fată sub balcon și fără vorbă multe au hotărât la unison să meargă în grup la nuntă. Gioconda se mărită, e nuntă-n cartier, mireasa-i fericită, o floare prinsă-n păr. Gioconda se mărită, e nuntă-n cartier, dar cine e alesul rămâne un mister. La 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 la, la 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 la. Aflați că eu de mâine nu mai sunt cavaler. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Când din zare în zare văd cerul senin, când de vise și soare mi-e sufletul plin, iau gitara sub braț și împreună cu ea oriunde aș fi cântă inima mea. Într-un glas amândoi să cântăm gitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă dragostea. La 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 la. Când se aprind licurici peste întregul pământ, noaptea-și cântă romanța pe sturune de vânt. Iau gitara sub braț și împreună cu ea, legănată de dor, cântă inima mea. Să cântăm gitara mea, hai cântați toți cu noi, ce frumoasă dragostea. La 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 la. Pentru flori și iubire, pentru viață mereu, pentru oameni prieteni zboară cântecul meu. Iau gitara sub braț și împreună cu ea,
pentru tot ce-i frumos, cântă inima mea într-un glas. Amândoi să cântăm chitara mea, hai cântați toți cu noi, ce frumoase dragostea. La la la, 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 la la la. Ora de cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga.